Povestea prea frumoasă-i Dochia, de Dumitru Almaș. Cicădecebal avea o soră numită Dochia. Era așa de tânără, de vitează și de frumoasă, încât atunci când a văzut-o, împăratul Traian a prins mare dragoste pentru dânsa. I-a zis: "Te-am văzut, Dochia, cu cât curaj ți-a apărat cetatea de la Sarmisegetuza. Acum, când eu l-am biruit pe fratele tău Decebal și am cucerit Dacia, iar războiul s-a sfârșit, vreau să vii cu mine la Roma. Vei trăi acolo în bogăție și mărire, în palatul meu cel cu pereți auriți și împodobit numai cu lucruri scumpe." "Mulțumesc, împărate," a zis Dochia. "Admir vitejia și bunătatea ta, dar eu la Roma nu pot merge." "De ce?" "Pentru că sunt sora lui Decebal, iar el și-a curmat singur zilele ca să nu ajungă prizonierul tău. Oricât de frumos ar fi palatul tău, eu acolo tot obiată roaba aș fi. Și apoi sunt multe fete dace, mult mai frumoase ca mine. Dacă vrei, însoțește-le cu romani de-ai tăi, să se zemislească un nou popor, care să aibă în firea lui drzenia și vitejia noastră și măreția voastră. Eu însă de aici nu plec. Voiesc să mă îngrop aici, în pământul sfânt al Daciei." Traian împăratul i-a ascultat povața, dar când a aflat că Dochia a luat o turmă de mioare, s-a făcut păstoriță și a urcat în munți departe, s-a supărat foc. Fiind el împărat mare și puternic, a vrut ca măcar sora lui Decebal să-i fie ca o podoabă în carul de triumf. Și-a luat câțiva ostași credincioși și a pornit în urmărirea Dochiei. A mers zile și săptămâni peste daluri și voi. A găsit-o abia în vârful muntelui Ceahlău. Păștea oile pe un plai înclinat către soare, cu iarbă deasă și flori multe albe, roșii și albastre. "Dochia," a zis Traian, "acum nu mai scapi, te iau cu mine." "Nu, împărate, mai bine mor ca fratele meu Decebal decât să-ți ajung roabă." "Îți vreau binele, Dochia, ai să trăiești în mare bogăție." "Dacă îmi vrei binele, lasă-mă în țara mea, aici, în Dacia." "Neînduplecat-o, te iau cu deasila, te răpesc!" Și a făcut semn ostașilor să o prindă. Speriată, Dochia a ridicat mâinile spre cer și a șoptit: "Stană de piatră mă fac și rămân aici, în țara mea!" Într-adevăr, cât ai clipit din ochi, Dochia cea prea frumoasă, cu toate mioarele ei, răspândite pe pajiște, s-au prefăcut în stânci, înfipte în piatra muntelui. Traian a încremenit și el de uimire. Când ce-a venit în fir, a zis: "N-am ce face. Dacii, bărbați și femei, sunt legați de țara lor ca munții și stâncile lor. Nu pot decât să ascult sfatul Dochiei și să aduc aici cât mai mulți romani." Și zicând așa, Traian s-a întors la Roma, iar pe muntele Ceahlău se vede și astăzi o stâncă înaltă ca o păstoriță, iar în jur câteva zeci de stânci răsfirate pe plai ca niște oi brumării. Din străbuni, românii zic acelor stânci: "Baba Dochia cu turma ei de mioare."